Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi vreau să vă prezint o nouă experiență. Este vorba despre crearea unui dispozitiv pentru reglarea dinților la ferăstrău. Iar pentru asta am luat o bucată de tablă. Practic este ok pentru ceasul de la butelia de aragaz, care are vreo 2 mm. Și să o punem în menghină. Să-i tragem o tăietură. Ok, cred că am tăiat cam mult, da, e bun așa, și dinții-s destul de măricei, să vedem. Sunt destul de măricei și chiar nici nu încape. Deci o să trebuiască să-i dăm cu o pânză mai mare. Pentru asta o să încercăm cu polizorul unghiular Black. Așa. E, acum e altceva. Să vede cu a intrat. Deci, dacă luăm un dințișor, să-l luăm pe primul dințișor. Un dințișor ar trebui. L-am dat un pic la stânga. Ok. Și în mod analog, toți dinții trebuie să-i aliniem pe o linie. Să avem grijă că dacă ăștia e un pic, s-a plecat un pic cam tare, astfel încât șansul tăiat e cam lătuț.
Trebuie să văd, să-i punem pe toți la fel, uite că nici nu-s la fel. O să încerc să îi aliniez pe toți la fel. Da, să vede că mai pe stânga sunt mai aplicați. Ok, am făcut o sculă minunată. Până la o nouă experiență, vă doresc multă sănătate. Doamnește!